Nu partea aia, cealaltă față. Încolo, tu colo încolo, încolo, așa. Nu. G2A e pentru tine. Prețuri mici pentru oricine. Găsești multe detalii în descriere. Bine v-am găsit la un nou episod din strana noastră de One Block Sky Block, Hardcore, oameni buni. În episodul anterior am reușit să facem dintr-un bloc o insulă din asta destul de mare, aș putea spune, Ce ar trebui să ne facem, avem fier, da, avem fier, să ne facem și noi un pat, da? Ia uite, hai să luăm o bucată de lână. <laughs> ok. Fii atent, du-te în partea aia, mai mănâncă și mai, mai vii mai târziu, ok? Vii mai târziu și tot așa te tund, îmi fac și un pat ca să nu... De fapt, nu cred că se spunează nimic seara, însă, ca să fim siguri... Bine, că am și luminat. Însă, ca să fim siguri pe viitor, vreau să dormim. Plus, suntem la ziua... Ne pare, uite, suntem la ziua 2 numai? Ok. Oricum, spar de aici. Bravo, așa, stai acolo, stai foarte bine că dacă se spunează vreun creeper, o să fie urâtă treaba. Așa, mai facem roze niște dirt. E n că am numai vreo două bucăți de dirt și aș vrea să încep să mai construiesc pe aici. Însă, stai, mai avem sleburi? Mai avem însă mai putea crafta câteva ca să mergem în partea asta. Opa așa, pam, pam, pam. În partea asta de la fel și în cealaltă parte la fel și să vedem cam ce avem noi nevoie. Deci, per total... Avem nevoie de o insulă unde să ținem aceste văcuțe și cred că o să fie în partea aia și după, nu știu, după mai vedem, însă, oh, stai, hai să nu le punem astea, da? Hai să le scoatem pas de și o să le punem după, că dacă se duc pe scări să le împing înapoi, mă împing ele, M mă rog, ideea e să nu facem treaba asta momentan. Stăm așa de la distanță, în cazul în care se mai spunează vreun creeper, să-l să putem bate. O, oh, uite, încă o făcuță, ăla ai, <laughs> însă n-avem wheat, n-avem wheat, uite, pe aici nu a căzut, avem un morcov ce e drept și un cartof, avem, n avem mă rog. Însă ne trebuie uit, nu crește prin partea aia, nu ne niciun schelet să facem rost de bone meal, deci după posibilități, însă spargem de la distanță în cazul în care apare vreun creeper să-l putem bate. Păi dispar de acolo că după aia, du-te, du-te! Așa, lăsați-mi spațiu. Sau, băi, stai așa. Stai așa. Fiți atenți, dacă facem noi, uite că avem lemnul ăsta. Facem noi o schemă, da? Deci, ne facem niște bețe, după aia facem în felul următor să avem 3, stai așa, 1, 2, să venim așa, 1, 2, 3, dispari, 4, 5, 6, da? Și ne mai trebuie 2, look at this, da? Deci facem asta și acum facem asta și de restul bețe. Și fiți atenți, da? Facem astea așa și acum, stai, bă, nu putem. Dar stai, măcar știm o treabă. Ok, tu ai vrut-o. Tu ai vrut-o, da? Eu n-am vrut să fac treaba asta, mă obligat, da? Pentru că atunci pot să stau aici și pot să dau un creeper fără să am vreo problemă pentru că nu va merge într-o altă direcție și eu pot să dau în el și să mă retrag la distanță, cred că ar fi cel mai ok lucru. Plus, când o să ajungem la faza cu evocării, o să fie m music disc, cobweb, flint... Măcar flintul ăsta e ok, dacă cobweb-urile nu știu dacă o să mă ajute prea mult, însă... Hai să luăm chestul, era fain acum un creeper frumos acolo. Mai știți că am zis de bone meal? Ei bine, ia uitați-vă aici e bone meal-ul și gheața. Deci avem, am făcut rost de două gălesc cu apă, putem să spunem? Stai să spargem asta. Și bedrock, mamă, upgrade. Ok, și m-am gândit la o treabă, fiți atenți, da? Deci, dacă o să spuneze mob, o să ia damage, cum ar veni. Da, pentru că o să fie acolo bam bam și o să ia damage. Zic că o să fie interesant. Bun, upgrade în 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1, uh, dă -te! <laughs> Așa, am ajuns la Snow Biome, bun. Ce-mi dă Snow Biome-ul ăsta, da? Snow Biome, ce are? Dark Oak, Gold Ore, Great Terracotta, Pectice, Redstone, Ore, Snow Block, White Concrete Powder. Așa, bă, mi așa, și Polar Bear, Rabbit, Stray Wolf. Stray-ul ăla care dă cu săgeții noi, foarte drăguț din partea lui. Așa, eventual, să creștem astea. Și să replantăm O să facem o altă insulă pentru treaba asta, însă vreau să facem, uite ce avem noi pe aici, da? Avem niște, avem cablestone din care putem să facem sleburi, dar putem să facem sleburi și din Andesai și din Diorite și din mai multe. Cred că să facem o insulă de cablestone. Că putem să facem un generator de cablestone. cred că la un moment dat o să primim și treaba aia. Și un pătuț, da? Vreau să facem un pătuț. Atât. Ia uite. Bam, pentru că am mai tuns dat o și ne putem culca. Este Sweet Dreams. Era interesant dacă îți dădea ceva pentru fiecare achievement. Cred că era un lucru Mamă, unde m -o dat? Deci acolo am stat, am stat puțin, mi-a stat inima în loc Am stat puțin, eram, bă, mă duc, mă duc și după aia a fost tot ok Deci noi nu o să folosim underside ul ăsta niciodată Hai să facem sleburi și să-l folosim măcar la conturul ăsta, da? Să fie insulele diferite, dacă tot nu o să-l folosim, până la urmă nu-i nu, -i, nu -i văd sensul și oricum o să murim înainte să avem ocazia să facem un design cu el cel mai probabil. Și avem una, două, trei. Si cu 5. Dupa aia să fie cabl. Stăm pe mijloc, mai asfetotant de site, da? Să fie conturul. Dupa aia avem una, două. Dupa aia avem una, una. Si cred că jucăm cu. Nu, no, să jucăm cu FOV. Okay. Deci ar fi 2 blocuri, una, una. Așa, 2 blocuri în partea asta, si dupa aia vin 5 în partea asta, da? 1, 2, 3, 4, 5. Si apoi, din nou, exact același lucru pe fiecare parte. Bine, colț să-i spunem așa. Pe fiecare sfert cred că ar suna mai bine. Așa, deci pe fiecare sfert avem același lucru. Deci sunt două blocuri, două pe diagonală de câte un bloc și după aia două în parte, asta. După avem una, două, trei, patru, cinci. Și facem contur așa și după aia cred că o să punem cobblestone pe interior, nu știu sigur, dar aflăm. Bine, normal nu se face așa, însă începem din partea aia că atâta putem. Suntem totuși în aer și nu prea putem să facem altfel. Și atunci venim în partea asta cu două blocuri și în partea asta iar cu una, două, 3, 4, 5 și măcar o să ne ajungă blocurile astea pentru exterior și acum, deci acum e momentul adevărului când faci treaba în felul asta când faci cercul, ia uite, ăla -i. frumos, elegant, cât de cât și în partea asta putem să lăsăm văcuțele pentru că, sincer să fiu, n-avem nevoie neapărat de lână, o să ducem și, o să ducem și oaia asta acolo însă per total nu prea avem nevoie de lână, deci nu ne interesează numai să mulțim văcuțele și bine, nici văcuțele per total le lăsăm să fie acolo. Eventual în partea asta mai avem niște spruz, Mai avem, stai, mai avem sprus, bă, spruz, nu mai avem spruz, Da, atunci punem două blocuri aici și noi mergem pe laterală sau mai putem să facem o chestie să arate mega dub, dar nu, clay. Clay-ul nu cădea, nu? Nu, nu cădea clay -ul. Foarte bine pe păi ne facem așa un drum. Că ce e sigur, e sigur. Dacă nu cădem, măcar... Să fim, să fim atenți să nu cădem. Și pot să merg pe aici. Oh. Stai. Era fain dacă, dacă dădeai de două ori click dreapta să-și revină blocul respectiv. Mă rog, nu mai contează. Am rezolvat și acum ce putem noi să facem este să luăm văcuțele și să le ducem aici după ce mai punem... Oare avem destule blocuri să mergem măcar cu o din asta? Pentru că v-am zis, n-avem nevoie de gres și nici n-avem dirt încât să putem să facem treaba asta. Plus, n-avem lavă. Asta e cel mai nașpa lucru. N-avem lavă și atunci... Bine, și facem și un design, uite. Facem și un design. Asta ar fi mijlocul, nu? Nu știu, care, nu-mi dau seama care e mijlocul cu textura asta pe care o are. Și atunci mergem așa, da? Una, două, trei, patru, cinci. Ar merge și un stone cutter, dacă aș fi eu inteligent, dar dacă atâta se poate, atâta folosit, nu? No? Și acum, frumos, mamă, și-am făcut și design la insulă, s-a spawnat un câine și mi-a omorât oaia. De ce? Lume crudă. Haideți, hai văcuțele mele, hai, hai de aici, nu mai, nu mai, haide, hai, părând frumos, vedeți să nu cădeți, hai în partea asta, așa, gata, vă descurcați voi de aici, vă descurcați voi de aici, stai așa, ce avem noi, avem lemn alb, dau să plantăm lemn alb, așa, plantăm unul aici, de stai, unul aici și unul aici, ar trebui să fie în al doilea bloc, așa, gata. Rezolvată treaba, mai vine unul aici și cred că încă unul în partea asta și ar trebui să fie tot ok. Și măcar o să facem roze niște lemn alb, de ce vreau lemn alb? Pentru că vedeți și voi că avem fensurile astea și atunci, bine, per total nu vă gândiți la design, da? Pentru că o să arate mega dubios, dar ne descurcăm noi cumva, adică, hai să ne înțelegem puțin, da? Vedeți voi aici, on the site-ul ăsta? Bun, vedeți și cobblestone, e ok. Vedeți și lemn alb, da, e ok. Asta conta. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Vedeți 15.000 de culori. Asta este, v-am zis, nu prea contează designul. Punem și noi să fie treaba treaba. Așa în partea asta, bă, stai. Hai să... Nu, nu. Mama, ați văzut, ați văzut cum a fost schema? What? Ok, n-am fost atent. Deci ar trebui să punem și aici 3 din astea. Așa, atunci lăsăm alea libere. Băi, creier brușmenul ăsta. Dar nu mai avem lemn alb, așa -i? Așa e că nu mai avem lemn alb. Dar măcar am plantat. Deci suntem ok să presupunem. Așa, uite, nu mai ai pe unde să urci și tu, dacă luăm grâu ăla înapoi, da, te luăm după noi, hai. Vreau să văd cum ar fi treaba asta cu toate... Hai încoace, hai încoace. Așa. Băi, nu, 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 tu pleacă, pleacă, așa. Nu, du-te înapoi, du-te înapoi, Du-te încolo, așa, gata, rezolvat. Vreau să văd cum o să fie treaba asta cu fiecare insulă diferită, adică cred că o să arate mega dubios. Nu o să fie interesant. <laughs> o să fie interesant și mai avem nevoie de niște lemn alb și cobblestone. Uite-o, mă, și mi uite -o, mă, uite uite, uite, uite ce drăguț e. Și mi-o fur... aoleo, ok, du-te în fiata, du-te în partea asta. Stai să vedem cum băi, o, băi. Mi-o furat, mi-o furat bucata de aer, du-te, du-te încolo, așa, du-te încolo. Nu, 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 nu. Paoleo, nu, nu du-te în partea aia. În partea aia, așa, așa, așa. Nu, 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 nu. Nu, 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 În colo, colo, urcă pe scări. așa, așa. Stai. Stai așa. Deci. Așa, perfect, perfect, perfect. Du-te du încolo, așa, așa. Frățent, îți eu acolo, du-te, hai, du-te. Fugi, 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 în, fugi în partea aia. Stai. Așa, Gata. Nu, putem să mergem cumva pe aici, kind of? Aproximativ? Nu, 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 nu. mor. Deci în primul rând, deci prima dată, da? Prima și prima dată Da, ok Deci primul și primul lucru o, o apărut un lup care mi-a omorât toaia. Acum apare asta Și nu o pot prinde Ce mai urmează? Explicați-mi voi ce mai urmează Bă, vreau bucata aia de aren înapoi, îți dai seama, nu? Nu o să te omor, mă, uite cum stă Uite, du du-te, du-te încolo, așa, așa, hai să te prind, du-te cu animalele Du-te cu animalele, du-te Nu, încolo, cealaltă parte nu partea aia, cealaltă față. Încolo, tot, a, încolo, încolo, așa. Nu, nu încolo, în celălalt, încolo unde mă uit eu. Așa, așa, perfect, perfect. Perfect, 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 perfect. perfect nu! Vai, haoleu. Ah, în sfârșit, hai, du-te în partea aia, nu! Așa, du-te încolo, așa, 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 stai acolo. Te descurci, da? Te descurci. Ești aici? Dacă le mănânci, te mănânc eu pe tine. Acum dă ce ai în gură. Bă, nu, vreau, eu... bine, las, du-te, vacă, dă, așa, dă te, -te acolo, foarte bine, așa, hum, am scăpat, am scăpat, deja muream aici, muream cu ea, am zis, bă, ok, și data, deci pormotoarele le rezolvăm, nu cred că ne dă beriuri de pe aici, dar m-am gândit la o schemă și avem fier acum, nu, avem două bucăți de fier, a, e, stai să punem aici, punem două bucăți de fier, punem niște scări, să fie treaba treaba, uite niște Spruce fence gate dar nu ne mai trebuie momentan. A, atât ne trebuie de lemn alb și lemn alb, n-am mai făcut rost. N-am mai făcut, nici nu crescut astea, nici n-ar vrea să stric bon pe așa ceva. Și, după ce se prăjește, avem aici o bucată de flint, nu? Avem o, o bucată de flint și facem flint în stil. La ce m-am gândit? Am zis, pă, treaba asta în felul următor, da? Bine, și mai trebuie nici să Mai avem cablu aici? Nu, să lăsăm așa. Și cu asta l facem. A, atât și din diorite o să fie asta Facem niște slaburi de diorite Și facem o schemă, da? Deci dacă e blocul ăsta aici Hopa, stai așa Hai încoace și să vedem dacă ne iese, da? Deci ar fi blocul ăsta aici Și cei de, două mă rog, se spunează aici sus, da? Noi ce o să facem? O să mai punem un bloc Și o să punem asta așa, da? Ca animalele să nu poată pleca de acolo și în momentul în care apare un animal nedorit, adică un creeper sau ceva, pe sleburi nu cred că o să se spune. Hai să punem noi sleburi de astea de un bloc. Așa pentru că ar veni la jumătatea blocului. Da, perfect, n-ar trebui să spuneze nimic pe ele. O să spuneze acolo sus. Și în cazul în care se spunează, bam, 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 îi dăm cu flint în stil și l-o și Hai să vedem, poate merge să vă arăt pe episod treaba asta. Să vedem cum stă treaba. Ok, ice, ice, ice. Aia nu știu ce-a fost, cred că a fost, nu, nu știu ce-a fost. Oricum, jos e o barieră, am fost pe lumea de creativ să fac timelul și chestii pentru episodul anterior și era o barieră sub asta. Deci, normal, n-ar trebui să se ducă, numai că nu înțeleg de ce se duce blocul respectiv de Gravel, dar... Mă rog, ciudată treaba oricum. O funcționat! O funcționat! Look at this! Și acum îl batem. Efectiv, îl batem acolo. El nu poate să dea noi și noi îl batem. Și când vine vorba să lăsăm un animaluț afară, hai afară. Știi, că e din ala de un bloc, să o spargem chiar două blocuri. Și în rest, bam, treaba asta. Băi, suntem, suntem creier, fratele meu. Bă, dar stai, să pot spune cumva bestii? Adică dacă se spănează bestii, nașpa. Și așa măcar, m-am cu și copacilul ăsta, așa măcar scăpăm de treaba asta. Și nu mai avem nicio problemă cu creeperii. Băi, dacă eram eu creier din primul episod, bă, altfel discutam acum, nu? Însă hai să lăsăm toate astea pe aici, că avem o grămadă de iteme. Așa, a, da, patul să ne culcăm. Hai, să, so, nu, 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 nu live bed, opa. Live bed, live bed, punem patul aici, da, și să ne trezim și noi pe o suprafață normal, Deci pe o suprafață normală, nu să mă trezesc la colțul insulei, că și mor când pățesc treaba asta. Bun, și vedeți, nici nu mai trebuie flint în stil, că m-am gândit, bă, pun flint în stil acolo și mor automat, după aia m-am gândit, bă, da, dacă mai apar câini, ceva, chestii, trestii, ia uite-i, măi, ia uite cum s-a spunat acolo, deci ne trebuie și niște torțe pe care nu le-am pus. Suntem creier, suntem creier când trebuie și când nu trebuie nu suntem, sau? Invers? Nu, nu prea contează vreau două și acum vreau să facem un fel ăsta, da? Deci, nu o să treacă, sper să nu treacă nimeni pe aici, așa, sper să nu treacă nimeni pe aici, bun, foarte bine. Și noi când e de intrat, intrăm prin partea asta. Ok, trebuie să facem și niște slevuri între timp, dacă eram noi inteligenți. Voi vreți să mă atacați? Vreau eu să vă atac. Nu, 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 dispare. Așa, huh, tu Pici Așa, Hu, așa trebuie să fac cam în două din prima Ei, salut, pa, nu Ei, ai vrut să-mi faci schema Lasă, stai tu acolo cu fierul în gură Că, na, ți-o să-mi iei fierul Și stai acolo Și mi-e îmi trebuie niște cobblestone ca să facem niște sleburi Și mai avem ceva pe aici A, ah, uite, sleburi de astea Ar trebui să ajungă Hai să facem noi o chestie, da? Și să vedem cum stă treaba Sper să nu fie atât de inteligentă vulpea aia dar aflăm imediat, da? Deci punem astea așa. Și acum noi ar trebui să putem merge în felul ăsta. Ia uite, așa, perfect. Și ce mă interesează, am făcut de niște underside slaburi din astea și o să le punem exact așa. Ne mai trebuie niște lemn alb să mai putem face niște fensuri, însă e ok și așa. A, atât, mai trebuie să punem în partea aia și niște cobblestone, însă toate la timpul lor și atunci nu mai trebuie să deschid eu alea că pot să mă duc pe aici. Pentru că dacă deschid, ia uitați-vă, direct în partea asta vine, numai că momentan e mai bine să nu vadă treapul ăla că să urât. Nu știu dacă numai mi se întâmplă, dar mereu când închid filmarea trebuie să apară ceva. A, așa, hai, hai afară. Frumos și dă l ăsta înapoi. Tu, hai, hai încoace, da? Hai. Hai încoace, vii. Vin încoace, perfect. Vin încoace, dar vii cam greu. Cum îl băgăm noi aici? Fără să dispară vulpea asta, da? Deci n-avem voie să dispară... A, pe oricum până urștu tu pe alea, de fapt nici nu urși pe alea trebuie să te împing cumva, sper să nu te băguiești, da? Așa, o, oh, perfect, ăla e. Și acum, a? bă, bă, what? Păi ce-o sărit? am o pe albă, bine zis, voiam. Da? You die now. Give me iron back. Deci mi-a omorât iepurașul. Bă, mi-a omorât iepurașul, voi înțelegeți ce înseamnă asta? Nu mai are voie să trească dacă mi-a omorât iepurașul. Aveam și eu un iepuraș, bă, unul singur. S-au spunat acolo și ei, hai că mai făcut rost niște cobblestone slaburi, nu mai avem cobblestone deloc, însă am mai craftat două pickaxe-uri acolo să știm o treabă. Bun, mai avem puțin, însă toate la timpul lor și astea 18 ar trebui să ajungă să înconjurăm totul ca să ne întrezim cu animale care dispar de pe aici. Bun, acum cred că putem să facem treaba asta, pam pam, și avem un shears la noi, Nu avem niciun shears la noi, facem imediat rost, ei, hey, advancement made, ia uite, the pearls and the bats, ia uzi. Ia auzi iauzi. Și acum avem noi o foarfecă pe aici. unde e foarfeca? Aici e. Așa, perfect. E fain că te uiți într-un ces și nu vezi ce se întâmplă. Bun. Pe tine. Gata. Te-am rezolvat. Și avem două văcuțe normale și două văcuțe în astea în cazul în care vrem să le mai înmulțim. Și acum hai să stăm și vedem ce ne mai cade interesant. Ăla, e încă un iepuraș, încă un iepuraș, unde... Așa, în partea asta. Hai, hai da, hai încoace, hai încoace. Hai că văcuțele n-au treabă cu tine, hai încoace. Haide. Așa, încet, încet. O, oh, ia uite ce fain sare. Bun, acum o să te împingem noi în partea aia. Așa. Nu, du-te sus, du-te sus. O, oh, aproape, aproape, ăla ai. Bun. Și din partea asta punem noi un bloc. Și te putem împinge pe tine fără să cădem noi. Hai, du-te. Atât. Ăla poate să cad acolo. Asta este. Și am rezolvat, uite. Și ultima bucată de fier pentru că mi-a dat... Acum am dă de fier. Deci acum... Acu... Ok, patru bucăți de fier Și mai înainte când mi a dat gold și redstone Și eu minam cu pic ul ăsta de iron nu au vrut să-mi dea uh, fier din ăsta Ok, ok, lasă că te țin în minte Lasă că mai discutăm noi Astea cred că o să le păstrăm Cred că o să le păstrăm Acum oricum, nu cred că o să reușim în episodul de astăzi Să mai facem încă o insulă În episodul următor trebuie să facem și noi niște ferme Și trebuie să ne facem neapărat un ex de fier Pentru că urmează goldul și dacă luăm goldul cu, oh, concret alb, ok? Dacă luăm goldul cu, hai coace, băi, așa, dacă luăm noi goldul după aia cu de piatră, nu-l primim din păcate și nici restul nu. deci trebuie să ne facem neapărat un pickex de fier și bine, o să folosim numai piatră în continuare, însă pickex de fier când trebuie să luăm ceva mai important, ca zicem așa. Înainte îl dea sus, acum îl dă acolo jos, important e că moare, nu prea contează cum, când, atât e important că dispare de acolo și nu mai avem treabă cu el. Ia uite, mi se sparge și mie pick o dată, să le iau pe celălalt sau, sau zic băieții, nu, nu astăzi. Așa, frumos. Hai să mi facem zi de niște dirt și o să pregătesc, cred că, într-un chest separat ce avem noi nevoie pentru următoarea insulă. Bine, important e să nu avem treabă cu creeperii, să-i putem omorâ sau uite cum se a întâmplat acum să moară ei. Pentru că ea mă deranjează cel mai mult până ajungem pe la evoker și alte chestii. Opa, uite chest. Uite, ce pe care îl putem deschide. O, oh, dar că Uxepling, mulțumesc. Păi cum așa? Cum atât de darnici astăzi? <gântu -i> vai, 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 hai să mă lăsăm chestii pe aici. Cu chestul ăsta, altfel vii de acasă. Ia, uite, să-l luăm de acolo frumos. Și lăsăm piatra Avem și noi beriuri pe care vă dați seama că o să le plantăm aici. Pentru că, de ce le-am... Le, le am plantat cam prost, așa. Bine, lasă-le acolo că o să luăm după și le plantăm în asta, Mă rog, le plantăm undeva unde n-avem de mers. Dar stai, dacă am plantat noi... De fapt, bine, oricum nu prea contează un sistem de apărare că este cu berii, o să facem la un moment dat. Așa, lăsăm alea acolo, o bucată de iron foarte drăguț din partea lor. Și acum mă interesează foarte mult să fac roze niște sleburi și să mă duc și să încheiem și noi această ultimă insuliță. Mamă, dacă cum stați toți acolo, zici că așteptați să, vă, să mă împingeți când vin sau ceva, nu? Asta așteptați voi, să mă împingeți când vin. Ah, vă, vă, știu eu, vă știu eu pe voi hotso-manilor. Așa, în partea asta avem fier, gold și redstone. În sfârșit avem și noi un pickaxe de fer. A, atât, lăsăm astea pe la noi. Oricum, mă bucur foarte mult că am reușit să facem nebunia asta din spatele meu și insulița aia pe unde să stea văcuțele. Și când o să avem oi porcușor, dacă o să mai avem noroc să ne mai cadă pe aici pentru că ceilalți au murat. Asta este, se mai întâmplă, n-am vrut, dar s-a întâmplat, o să știm pe viitor. Sper că v-a plăcut, dacă da și ce aveți de făcut și noi să ne vedem data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi, tot cele bune, eu am fost bușmen la -a -t -a -t -a -t -a.